în ceea ce privește strada Eternității, acolo unde au început lucrările de reparație capitală. În această săptămână ne-am propus bordurarea alveolilor și în acest sens vreau să fac câteva clarificări, pentru că am văzut că mai multe persoane își dau cu părerea fără a ști despre ce este vorba în proiect. Toate aceste lucrări de realizare a acestei străzi, reparația capitală la strada Eternității, nu presupune tăierea copacilor. Tocmai de aceea am și venit cu această soluție de sens unic dinspre Bulevardul Republicii spre strada Mihai Viteazu, pentru că noi n-am dorit nicio clipă tăierea acelor copaci. Ne era foarte simplu, tăiam copaci, lărgeam strada, făceam și parcări și aveam și dublu sens. Ori, tocmai în ideea de a nu tăia copacii, am venit cu modificarea acestui proiect. De aceea aș face un apel la persoanele care nu știu despre ce este vorba, să nu se mai pronunțe, mai ales în mediul public.